Sărbătoare mare de Rusalii în satul Hunedorean, Orăștioara de Jos, din comuna Beriu. Mai exact, a avut loc o nouă ediție a zilelor satului Orăștioara de Jos, manifestare care și-a propus în primul rând păstrarea și transmiterea către generațiile mai tinere a datinilor străbune din zonă. Momentele cele mai așteptate au fost cele de duminică, atunci când manifestările au început cu parada portului popular, urmate apoi de prezentarea dansurilor tradiționale din zonă, în frunte cu celebrul călușar și cunoscuta învârtită, dar doar după ce oaspeții au fost întâmpinați conform tradiției cu pâine și sare. La manifestare au participat numeroși localnici de toate vârstele și ocupațiile, unii dintre ei revenind cu drag pe meleagurile natale, pentru că, nu-i așa, familia, prietenii și tradițiile locului nu pot fi uitate. Este una dintre zilele deosebite ale satului Orăștioara de Jos și considerăm că este necesar ca să participăm la un astfel de eveniment. După cum bine știți dumneavoastră, Lucian Blaga, marele nostru filozof, spunea că veșnicia s-a născut la sat. Este o parte din inima poporului român care se regăsește în acești oameni, în aceste locuri. De aceea trebuie duse peste timp toate aceste tradiții care au început cu părinții, cu bunicii, cu înaintașii noștri și este absolut deosebit, este absolut important ca să participăm, să ne bucurăm de acest moment deosebit. Este o sărbătoare a satului. Și dacă orice sărbătoare se organizează împreună cu anumiți oameni, adică locuitorii satului. Și dacă nu participă locuitorii satului, păi atunci cine altcineva? Văd că ați îmbrăcată și pe cea mică în costum popular. De ce? Păi dacă așa a fost cerința, să zicem așa, că cine are posibilitatea să vină îmbrăcat în costum tradițional. Eu împreună cu toată familia, care e destul de numeroasă, avem costume populare. Și atunci am venit toți îmbrăcați în costumul național. Am venit pentru că sunt născut aici. Sunt născut acum 48 de ani aici. Am crescut aici. Aici am făcut școala, clasele 1-4. Aici am făcut grădinița. Școala generală am făcut-o la Beriu. Și mă regăsesc în obiceiuri, mă regăsesc în lumea asta a Orăștioara de Jos, în tradiții, în tot ce înseamnă. Și vin cu cel mai mare dragă, pentru că mama locuiește aici, mama încă ești aici și îmi face deosebit de plăcere să vin cu orice ocazie. Cum de-ai ținut legătura cu călușarii? Am fost cu călușarul și am fost învățat să joc călușarul de către doamna învățătoare. În clasa 1, ea a fost prima care ne învăța. Aveam, pe vremea respectivă, aveam o oră de, spunea, lucru manual și atunci toți băieții trebuia să învețe călușarul. Și mi-a plăcut, apoi am continuat cu festivalul Cântarea României, că așa era atunci, și mă bucur că l-am învățat și că îl joc în continuare. Cei prezenți la zilele satului Orăștioara de Jos au avut parte de bucate tradiționale stropite cu licori alese, dar și de muzică de calitate oferită de tinere talente locale, precum și de nume consacrate. Dacă tu e călca, iarbă vere de la-da-da-da-da-da-da-da-da, în prieteni eu noi mai crede, la-da-da-da-da-da-da-da-da. Am păsit pe pielea mea, măie, la 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 la, și mi-am făcut viața grea, măie, la 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 la. Păi, leliță de la Căstău, la 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 la, aș veni, dai drumul greu, la 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 la. Păi, leliță de la Căstău, la 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 la, aș veni, dai drumul greu, la 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 la. Aș veni, dai calea grea, da-da-da-da-da-da-da-da. Păi și la mapă de unde bea, măi, da-da-da-da-da-da.
Astăzi s-a trece un nor, măi, la 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 la. Cu el duce domator, măi, la 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 la. Astăzi s-a trece un nor, la 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 la. Cu el duce domator, măi, la 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 la. Hai, Doamne, da de o fi, mă, la 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 la. Deasupra cui s-o opri, la 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 la. Manifestarea a fost organizată prin intermediul Asociației Izvorul Colnicului din Orăștioara de Jos și Primăria Comunei Beriu, între cele două entități existând o bună colaborare. Ținând cont de succesul manifestării, organizatorii se gândesc încă de acum la ediția viitoare a zilelor satului Orăștioara de Jos. Sunt oameni foarte mulți, toți cei din sat, aproape toți cei din sat s-au îmbrăcat astăzi în costumul popular și au venit la parada portului popular, la jocul nostru tradițional. Învârtita, hațegana și nelipsitul călușar. Și le mulțumesc din suflet tuturor care astăzi au pus pe ei straiele populare și au venit să fie alături de noi. Ne putem gândi la o ediție următoare? Cu siguranță, cu siguranță. Satul Orăștioara de Jos este un sat cu totul special, are oameni foarte buni, credincioși, care doresc să păstreze mai departe tradițiile, are și două doamne care de două săptămâni vreau să vă spun că au fost, m-au sunat mai mult decât m-au sunat cei mai buni prieteni și dânsele sunt cele care... Se zice mai mult decât nevasta. Am evitat să spun acel lucru. Dacă spun eu. Și vorbind serios, într-adevăr, au pus suflet în tot ceea ce vedeți dumneavoastră că s-a organizat aici. Acum noi ca primărie avem rolul de a finanța astfel de evenimente, doar banii nu fac totul. Trebuie cineva care să se ocupe, pentru că nu este nimic simplu de făcut, trebuie să te organizezi, să ai totul să fie ca la carte dacă vrei să iasă un eveniment frumos. Anul acesta, sărbătoarea zilelor satului Orăștioara de Jos s-a aflat la cea de-a doua ediție.